Ionică Nechifor, secretar general al Federației Crescătorilor de Ovine și Caprine din România, Romovis, spune că legislația privind copul la ovine este neaplicabilă, în timp ce alte două legi esențiale pentru creșterea animalelor, a identificării și a pășunilor, sunt blocate în Parlament. Federația Crescătorilor de Ovine și Caprine din România, Romovis, 10 mai 2006, are afiliate 51 de asociații de profil din 38 de județe ale țării, fiind astfel cea mai reprezentativă organizație a crescătorilor de ovine la nivel național. Dintre asociațiile membre, Romovis, acreditate de către Autoritatea Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie, ANARZ, pentru efectuarea controlului oficial al producțiilor la ovine, doar două îndeplinesc condițiile necesare acordării subvenției de stat pentru această activitate. Principalele motive pentru care fermierii refuză să înscrie animalele în control sunt legislația greoaie, procedurile birocratice, cerința ca beneficiarii să fie persoane fizice autorizate, dar mai ales necesitatea ca proprietarii animalelor să suporte 30% din cheltuieli. Pentru ca animalele să poată fi incluse în programul de control al performanțelor productive, ele trebuie să fie mai întâi identificate și crotaliate la o vârstă cât mai fragedă, pentru a se urmări descendența fiecărui produs. Or, acest deziderat este greu de îndeplinit, din moment ce proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de Guvern 23 din 2010 a intrat în al doilea an de când stă la Comisia de Agricultură.
legislatură a Camerei Deputaților. Crescătorii de ovine și caprine speră că până la 1 ianuarie 2012 legea identificării să fie aprobată de Parlament cu prevederile pe care federațiile crescătorilor de animale le-au propus, astfel încât animalele să poată fi identificate, crotaliate și înregistrate în baza națională de date, în termenul legal prevăzut de legislația europeană de 9 luni. Reprezentanții crescătorilor de ovine spun că prin Ordinul 28 din 2011, privind modificarea și completarea Ordinului 40 din 2010, ANSVSA a prelungit perioada maximă pentru crotalierea animalelor de la 9 la 12 luni, întrucât în baza de date au fost înregistrate prea puține animale din 2011. Motivul este acela că medicii veterinari refuză să înscrie animalele proprietarilor care n-au achiziționat crotalii de la ei, deși prin lege este permisă procurarea crotaliilor de la orice alt furnizor secundar autorizat de ANSVSA. Un alt proiect legislativ care se lasă așteptat este cel privind reglementarea situației pășunilor, suprafețe de teren indispensabile crescătorilor de animale, dar pe care prea puține dintre administrațiile locale acceptă să le concesioneze, arendeze și închirieze proprietarilor de animale.